Ca orice funcționar al statului și salariații de la starea civilă au program de lucru de 8 ore, timp de 5 zile pe săptămână. În plus, aceștia au program scurt sâmbăta și duminica, între 10.30 și 12.30, exclusiv pentru eliberarea certificatelor de deces. Pentru oficierii căsătoriilor civile, în weekend, funcționarii de la starea civilă nu mai sunt plătiți. Acum 2 ani de zile a apărut o hotărâre de guvern, un act normativ, prin care s-a cerut reducerea cheltuielilor cu 30%. Deci, funcționarii publici nu mai pot să fie pontați cu ore suplimentare sau să li se dea zile libere. Și în sensul ăsta, sâmbăta și duminica nu există program. Cuplurile care vor să se căsătorească și să întemeieze o familie încearcă să facă atât căsătoria civilă cât și pe cea religioasă în aceea zi. Ei aleg weekendul pentru că așa se obișnuiește din vechime, dar și pentru că invitații nu lucrează sâmbăta și duminica. Din păcate, nici funcționarii publici nu lucrează în aceste 2 zile, așa că oficierea căsătoriilor civile se face doar printr-o înțelegere între aceștia și nuntași. Cam cele mai multe căsătorii în perioade de o lună, de două, se fac sâmbăta și duminica, deci este program. Numai că sâmbăta, pentru o singură căsătorie, nu dirijăm întreg aparatul de specialitate de acolo pentru o singură căsătorie. Nu este obligatoriu, dar cele mai multe căsătorii se realizează sâmbăta și duminica. Oficiarea celor mai multe căsătorii se realizează sâmbăta și duminica, numai că atunci când este avalanșa de căsătorii civili. Oficiarea căsătoriilor se face la înțelegere între reprezentanții serviciului de stare civilă și tinerii care vor să se căsătorească. Până acum, înțelegerile dintre nuntași și funcționarii de la starea civilă au funcționat, cu condiția ca în ziua solicitată să fie mai multe cereri, nu doar una sau două. Așa că, pentru ca nunta să se desfășoare după dorința lor, cuplurile vor trebui să se înțeleagă cu funcționarii de la starea civilă pentru ca aceștia să fie de acord să oficieze în ziua lor liberă. De curând, în Parlament a fost prezentat un proiect de lege care ar permite preoților să poată oficia și căsătoria civilă. În acest fel, tinerii insulăței ar putea economisi și timp și bani dacă ar putea obține cele 2 certificate de căsătorie civilă și religioasă din același loc și în același timp.